să spun ceva. Îmi place atât de mult India, e atât de frumoasă. Locurile, oamenii sunt atât de diferiți. Păi atunci înseamnă că o să-ți placă foarte mult de părinții mei, Iulia. Ei sunt foarte indieni. Păi credeam că părinții tăi au fost călcați de un elefant când erai mic. Nu, Iulia, nu. Eu eram cât un elefant când eram mic. Părinții mei erau morți de rușine pentru că eu eram atât de gras. Probabil n-ai înțeles tu bine pentru că ești Moldova și nu știi foarte bine românește. Te băchituri, Andero! Noi suntem hinduși! Noi suntem aici pe vesupuși! Salman, de ce s-a îmbrăcat așa? Sunt costume tradiționale indiene, Iulia. Ți-am spus foarte mult că îi țin la obiceiurile indiene. Hai să dăm mână cu mână toți hindușii din... E, tatele, mamele, iar ați început cu cântecele tradiționale din India. Lăsați-o pe Iulia să respire. Ea nu e obișnuită cu cultura noastră orientală. Namaste! Eu sunt Iulia Vântur. Iulia, te nume frumos. În tradiția hindusă înseamnă cea care ai put picioarele. Știm? Vai, Gheorghiță, ce frumos din partea ta să aduci acasă fată cu așa nume frumos și indian. Gheorghiță? Ai, tatele! Ți-am spus de 1000 de ori să nu mai spui Gheorghiță. Ăsta e numele meu tradițional indian. Spune-mi Salman. Salman. Sună mult mai european. Gheorghiță? Vai, dar ce nepoliticos! Nu am făcut prezentările. Eu sunt Nadia Comăneci Mila Vicovean-Cacan. Poftim? Iar eu sunt Hagi Năstase Brâncuș, Ștefan cel Mare Eminescu Can. Poftim? Sunt nume tradiționale din Punjab, de acolo de unde venim noi, Punjab. Punjabul ne cheamă la arme cu frunze și flori. Tatele, mamele, opriți-vă din cântat cântece tradiționale indiene și haideți mai bine să mâncăm. Mi-a atât de foame că-și mânca un tigru. Iulia, am auzit atât de multe lucruri despre tine. Da. Sper că nu ai de bine. Da, Salman ne-a povestit cum în fiecare seară îți mănâncă curiul tău zemoș apetisant. Cine dorește puțină țuiculiță de prune tradițional indian? Țuiculiță de prune? Da, se potrivește foarte bine cu felul de mâncare tradițional indian pe care l-am pregătit. Îmi place la nebunie mâncarea indiană. Ce-ați pregătit? Am pregătit ceva special indian. Am pregătit mămăligută cu țărmălute, mititei cu muștar. Sarmăluțe? Mititei? Da. Teu, Iulia, ți se pare o mâncare exotică, dar e foarte tradițională aici, în India. Merge de minune cu felul întâi pe care l-am pregătit, care este preferatul lui Gheorghiță. Mamele! Bine, Salman! Ciorbică de burtă cu smântână de ardei. Ciorbiță de burtă? Da. Ciorbița de burtă nu este din India, e din România. Ba, este din India, Iulia. Nu este din India, e din România. Vă nici măcar nu mâncați vacă. Totul e din România. Totul? Da, și costumele, și numele voastre, și mâncarea. Sunt din România, nu sunt indiene. România! E din România! Și batalioane hindușe, carpații la arme, cu frunze și flori. Și cântecele, și cântecele sunt din România, România! N-au cum să treacă batalioane hinduse, carpați! Ule, ia, înțeleg că înțelegi tu obiceiurile și tradițiile indiene, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne jignești cultura etnică, că nu le-ai de urmă la sablele! Cum adică nu sunt obișnuită? Sunt foarte obișnuită, sunt sătură până peste cap de obiceiurile românești! Uite, pun pariu cu că și câinele de sub masă care se freacă de piciorul meu are tot nume românesc. Ion! Iulia, noi n-avem câine. Atunci ce se freacă de piciorul meu pe sub masă? Aia e cobra noastră. Dar nu o cheamă Ion!
O cheamă Vasile. Vasilica. De păcat, de păcat că Iulia n-a rămas doar de ster. Pregătite-mi te bat pe tial. Papa n-ar cu dulcea tătit mântână. Asta e. Noi suntem hinduși, noi suntem hinduși, noi suntem aici pe veșu puși.